Seara aceasta suntem la un alt subiect din această serie a doctrinelor Harului și ne vom uita, atât cât Dumnezeu ne va ajuta și călăuzi, la doctrina Harului irezistibil. M-am gândit dacă este vreo doctrină din doctrinele Harului care să nu fie controversată și nu cred că este vreo una. Dacă o respingi pe una, aproape că trebuie să le respingi pe toate în lanț. Doctrina Harului irezistibil a mai fost numită chemarea eficace. Irezistibil sună așa mai agresiv, adică Dumnezeu cumva ar trece peste voința ta, așa că unii, cred eu, din motivul ăsta au înlocuit expresia Har irezistibil cu chemare eficientă sau eficace. Adică Dumnezeu te cheamă și produce în tine chemarea aceasta. Înainte să ne uităm la câteva dovezi biblice, aș dori să ofer câteva explicații. De ce se numește această doctrină în acest fel? Har eficace sau har irezistibil? Se numește în felul acesta pentru că în multe pasaje din Biblie, cuvântul chemare este asociat cu puterea lui Dumnezeu sau cu harul lui Dumnezeu. De asta este numită har eficace sau har irezistibil. Da? Găsim cuvântul har lângă cuvântul chemare. De exemplu, Galateni 1:15 zice: dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său. Deci nu m-a chemat oricum, așa numai să aud: Andrei, vino la mine, sau Pavel, vino la mine. Ci m-a chemat, zice, prin harul său. Acum, cum vedem noi harul? Unde e harul? Harul este ceva lăuntric, da? Este ceva invizibil. Harul nu se referă doar la, și în mod special nu se referă la ceva ce auzim noi. Harul este o lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt în ființele noastre. Dar m-a chemat prin harul său. Galateni 1:6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos. 2 Petru 1:3. Mai clar, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui. Cum ne-a chemat Dumnezeu? Nu ne-a chemat doar prin Evanghelie. Ne-a chemat prin puterea lui. Adică în timp ce Dumnezeu ne-a chemat la el, a folosit și puterea lui când ne-a chemat, ca să producă ceva în noi în timp ce ne-a chemat. Sau 1 Tesaloniceni 1:5, care este un pasaj foarte clar în privința aceasta. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Deci Evanghelia este propovăduită cu vorbe. Cu nix zic să predicăm Evanghelia prin fapte și dacă e nevoie să mai folosim și cuvinte. Nu, Evanghelia se propovăduiește cu vorbe. Da? Cu vorbe. În Biblie găsim vorbe. Dar zice, n-a fost propovăduită doar cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Și într-un fel, în pasajele acestea, sau în special în pasajul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, ni se face diferență între două tipuri de chemare. În Biblie vom găsi cuvântul chemat, dar el se poate referi fie la o chemare, fie la alta. Adică la care? La o chemare externă pe care o auzi cu urechea ta fizică, da? La fel cum oamenii auzeau pe Domnul Iisus strigând: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Toți care erau prezenți acolo auzeau ce spunea Domnul Iisus Hristos. Însă întrebarea este: toți erau atrași lăuntric la Domnul Iisus Hristos? Și răspunsul pe care noi îl dăm este că nu. De aceea Pavel face diferența. Evanghelia a fost propovăduită cu vorbe. Toți au vorbele când se predică, decât dacă în afară cazul în care unii dorm, da? Dar, zice că Evanghelia n-a fost propovăduită doar cu vorbe, asta e chemarea exterioară care vine la ureche, ci a fost propovăduită cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Puterea Duhului Sfânt este cea care lucrează nu la urechea fizică, ci lucrează în interiorul nostru. Urechea mea nu are nevoie de puterea Duhului Sfânt. Inima mea are nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să fie transformată de ea. Da? Deci vedem făcută această diferență clară în Biblie între chemarea exterioară și chemarea internă sau lăuntrică. Chemarea exterioară care ajunge în minte, în ureche și în minte, și chemarea lăuntrică, supranaturală, care atinge inima noastră. Al doilea lucru pe care vreau să-l rămuresc este această obiecție. Această obiecție aproape instantaneu cineva te întreabă: deci tu când spui har irezistibil, presupui
că noi suntem niște roboței care, atunci când Dumnezeu ne cheamă prin acest har irezistibil, cum îl numiți voi, noi executăm ce spune Dumnezeu ca roboți. Asta înseamnă că noi nu avem voință liberă. Voință liberă oricum nu avem, da? Noi suntem robi păcatului, până Dumnezeu să ne elibereze prin harul lui. Dar este fals să spui că deodată ce noi credem, sau eu cred în harul irezistibil, înseamnă că în momentul în care Dumnezeu mă cheamă, eu ca roboțel îi execut ce spune El. De ce? Pentru că noi credem în har irezistibil, adică nu putem să-i rezistăm. Asta vrem noi să spunem, că oamenii sunt niște roboței pe care Dumnezeu îi manipulează și manevrează ca pe niște păpuși cu telecomanda, ca pe niște roboței? Nu asta vrem să spunem. Întrebarea este, cum atunci împăcăm doctrina harului irezistibil cu faptul că omul are voință, da? Am găsit o expresie și o afirmație interesantă și vreo două citate pe care o să vreau să le citesc. Cineva spunea, harul irezistibil nu distruge voința, ci o eliberează. Deci voința mea se află înlănțuită. Da? Voința mea este înlănțuită de păcat, este înlănțuită de diavol. Ce face când vine harul lui Dumnezeu peste voința mea? Ce face? O obligă, o forțează? Nu? Ci rupe lanțurile aceia și o îndreaptă în altă direcție. Da? Dacă ea a fost într-o direcție, o îndreaptă în altă direcție. Fără să distrugă voința. Dumnezeu nu ne distruge voința prin harul irezistibil, ci o recrează sau o eliberează. Dacă noi avem voința de a face răul, Dumnezeu prin harul irezistibil ne dă voința de a face binele. Dacă noi avem voința de a-L sluji pe Satan, Dumnezeu prin harul irezistibil ne dă voința de a-L sluji pe Hristos. Dacă noi avem voința de a merge spre rău, spre păcat, spre pofte, spre lume, spre diavolul, în harul irezistibil Dumnezeu ne dă voința și înfăptuirea de a-L dori pe Hristos, de a veni la Hristos, de a-L iubi pe Hristos. Da? Ne redirecționează voința, ne recrează voința, ne eliberează voința. John Owen făcea o diferență importantă sau dădea o explicație importantă arătând faptul că Dumnezeu nu ne tratează ca pe niște roboței în momentul în care harul irezistibil ne atinge ființele. Acum, dacă v-ați gândit la experiența dumneavoastră când v-ați pocăit, că dumneavoastră v-ați pocăit, nu s-a pocăit Duhul Sfânt în locul dumneavoastră, v-ați simțit vreunul dintre dumneavoastră obligați? V-ați simțit obligați să vă pocăiți? Niciunul dintre noi nu simțim lucrul ăsta. Ceea ce este experiența, este o dovadă a faptului că Dumnezeu nu lucrează coercitiv asupra voințelor noastre. Adică nu le forțează. Dumnezeu nu le forțează, ci le eliberează. Modul în care putem să înțelegem mai bine lucrul este făcând diferența între lucrarea lăuntrică a Harului și lucrarea externă a Evangheliei. Lucrării externe a Evangheliei se poate împotrivi oricine. Vă aduceți aminte ce spune Ștefan în predica lui din Fapte, capitolul 6? Când predică Ștefan evreilor și ca urmare a predicii lui suferă moartea, nu se spune că Ștefan e primul martir, Ștefan spune, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și unii care spun, domnule, nu există niciun har irezistibil, de ce? Că Biblia spune că noi ne împotrivim întotdeauna Duhului Sfânt. Mă, tu ești arminian, cum poți să afirmi acum totala depravarea omului? Dacă afirmi că omul se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt, înseamnă că omul este total depravat. El întotdeauna când e chemat de Dumnezeu, el întotdeauna se împotrivește. Deci al același om care este împotriva harului irezistibil și împotriva totalei depravări, vrea să nege doctrina harului irezistibil, afirmând doctrina depravării totale. Da? Când eu mă duc și spun, păi uite, tocmai a afirmat totala depravare. Nu, că totuși sunt anumiți oameni care îl caută câteodată pe Dumnezeu. Deci se împotrivesc cu oamenii totdeauna Duhului Sfânt sau nu? Asta este întrebarea. Eu spun da, oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. Asta este depravarea totală. Oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. În ce fel? Se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt prin lucrarea exterioară a Evangheliei. Un om mort în greșelile și în păcatele lui, orb la frumusețea Domnului Iisus Hristos, când eu vin să-i predic despre moartea Domnului Iisus, zice, este o nebunie. 1 Corinteni capitolul 1 și 2. Este o nebunie, o prostie, un răufăcător, un revoltător. O murit să ia păcatele noastre. Vezi de treaba asta, e o nebunie, prostie asta. Dumnezeu și-a abuzat propriul copil, spun unii oameni. Și-a abuzat propriul fiu. Și voi spuneți că asta este mântuirea oamenilor. Este o nebunie asta. Asta este reacția naturală a tuturor oamenilor. Oamenii vor respinge dintr-un motiv sau altul Evanghelia întotdeauna. Dar Evanghelia predicată urechii, minții omenești. Minții omenești.
Harul irezistibil spune că pe lângă, în plus, împreună cu această predicare a Evangheliei, este o lucrare secretă, lăuntrică, invizibilă a Duhului Sfânt în inimile noastre. De asta câteodată noi spunem noi, Domnule, în ziua aceea sau în momentul ăla sau la predica aceea sau în seara aceea am înțeles mai bine nu știu ce. De ce ai înțeles mai bine? Predicatorul nu a explicat și altă dată la fel de bine? Nu, asta e problema. Faceți aminte, Domnul Iisus spune în Luca 24, când mergea cu ucenicii, era cu ucenicii pe drum spre Emaus, ei povestesc, spun, nu ne ardea inima noi când ne tălmăcea Scripturile. Deci nu era doar o explicație pentru minte. Era o deschidere a inimii. Li s-au înflăcărat inimile, le-au luat foc inimile. Iar apoi când stătea cu ei, spune Scriptura că le-a deschis mintea. După aceea spune, le-a deschis ochii. A fost o revelare a Domnului Iisus Hristos și a învățăturii Cuvântului Dumnezeu în lăuntru, în inimă, nu numai cu mintea. Dacă n-ar exista această diferență, predicarea Evangheliei la ureche și la minte și lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în inimă, înseamnă că convertirea n-ar însemna decât să-ți dai acceptul la niște lucruri pe care le auzi. Domnule, ai înțeles că Domnul Iisus a venit pe pământ? Da. Ai înțeles că a murit pentru păcatele oamenilor? Da. Trebuie să te întorci la Domnul Iisus Hristos. Ai înțeles? Da. Cum e asta? Păi să lași păcatul tău și să te încrezi în El pentru mântuirea sufletului tău. Ai înțeles? Da. Ești mântuit. Și asta se practică în evanghelizare. De ce se practică asta? Pentru că nu se înțelege distinția între chemarea Evangheliei care vine la minte și la ureche și chemarea lăuntrică a Harului Duhului Sfânt care este invizibilă, supranaturală, care atinge inimile noastre. De fapt, în evanghelizare noi asta trebuie să așteptăm. În timp ce predicăm Evanghelia, ne așteptăm să vedem inimi înmuiate, inimi schimbate, inimi transformate. Transformate de ce? De vocea mea? De ideile pe care le-a spus eu în predicare? Nici vorbă. Ci transformate de lucrarea secretă a Duhului Sfânt. Deci este fundamental pentru noi să înțelegem această distinție între predicarea Evangheliei și lucrarea secretă lăuntrică a Duhului Sfânt. Acum întrebarea mea este următoarea. De ce are logică Harul Irezistibil? De ce are logică? Harul Irezistibil are logică în toată învățătura Scripturii și în realitate din motivul următor. Dom'le, dacă tu nu poți vedea Harul lui Dumnezeu care vine la tine, dacă Duhul Sfânt este invizibil și lucrarea Lui este secretă, este lăuntrică, cum ai putea să iei te împotrivești? Cum ai putea să iei te împotrivești? Au fost niște băieți la noi la un moment dat aici și unul dintre ei a povestit că s-a întors la Dumnezeu când era drogat. Era drogat și s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o luciditate, nu s-a întors la Dumnezeu datorită drogurilor. I-a dat o luciditate atât de puternică în momentul în care s-a drogat și a ajuns la o stare de epuizare, de disperare. I-a dat o luciditate extraordinară, Duhul Sfânt l-a atras, l-a transformat, l-a schimbat, l-a convins, l-a iluminat și omul a fost născut din nou. A fost o lucrare. El nu s-a putut împotrivi acelei lucrări. De ce? Că n-avea cum să o perceapă. Eu nu percep acum Duhul Sfânt cum lucrează în inimile dumneavoastră. Ce lucrează în inimile dumneavoastră? Eu nu pot dicta Duhului Sfânt ce să lucreze. Eu aș vrea să-i dictez deodată. Să-l facă pe ăla așa, să-l convingă pe ăla în felul ăla, să-l ilumineze pe ăla în felul următor și ar fi niște dorințe bune, dar nu este în mâinile mele lucrarea Duhului Sfânt. Vântul, Duhul Sfânt bate încotro, vrea, îi vezi efectele, dar nu poți să-l controlezi tu, să-l trimiți într-o parte sau alta. Da? Nici păcătosul nu poate controla. De aceea, Harul Irezistibil nu înseamnă că noi suntem roboței și că Dumnezeu ne forțează. Pentru că Harul Irezistibil este ceva invizibil, secret, lăuntric, care ne atinge inimile noastre și ne modifică, ne transformă inimile noastre. Al treilea aspect pe care vreau să-l lămuresc este de ce este important să înțelegem și să acceptăm doctrina Harului Irezistibil. De ce este important? În primul rând, eu cred că înțelegerea și acceptarea doctrinei Harului Irezistibil va reforma total metodele de evanghelizare. Dom'le, dacă eu știu, gândiți-vă la un evanghelist, dacă el știe că fără lucrarea secretă supranaturală a Duhului Sfânt nimeni nu se convertește, omul nu va mai folosi nicio tehnică de manipulare, corect? El știe, domnule, eu degeaba încerc să pun presiune pe ăștia. Hai, mai cântă corul încă o dată, încă un refren, încă un refren. Nu, acum e ultima chemare, ultima tanșa. Și pun o presiune inutilă asupra oamenilor. Și dacă oamenii vor lua o decizie, vor lua o decizie pur emoțională. Da? Sau o decizie intelectuală, dar oamenii nu au inima transformată, nu sunt născuți din nou. Dacă eu știu că există un har puternic, supranatural, a Duhului Sfânt care transformă păcătoși, atunci toate abuzurile s-ar stopa, dacă cred în asta, dacă accept lucrul ăsta. De asta implicațiile sunt enorme. Sunt enorme. Mișcarea calvinistă, reformată, puritană, care au înțeles doctrinile acestea, nu au aplicat și nu s-au făcut vinovați de abuzuri în evanghelizare.
Singurele treziri spirituale ale, pe care le-au experimentat protestanții de la reformă au fost trezirile spirituale care au venit prin oameni ca George Whitefield, Jonathan Edwards și toți oamenii care au trăit în zonele acelea. Trezirile astea spirituale de care auzim noi acum, valurile trezirii pe care le programează ăștia cu muzică contemporană, cu rock, rock and roll și nu mai știu ce și cu tot felul de tip din ăștia adolescenți neterminați care vin să ne arunce pe valul trezirii, astea nu sunt treziri spirituale. Te uiți în urma lor. Ce se întâmplă în urma lor? Ce sunt în bisericile în care se duc oamenii ăștia? Ce este în urma acestor evanghelizări ale nu-s treziri spirituale? Trezirile spirituale au dus o seriozitate și o sfințenie în trăire. Trezirile spirituale au dus la închiderea barurilor, au dus la renunțarea tuturor faptelor păcătoase. Trezirile spirituale au arătat în totul altfel. De fapt, trezirea spirituală, știți ce este? Harul irezistibil dus la un punct foarte înalt. Când Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu atinge 1, 2, 3, 4. Și când Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin harul irezistibil cuprinde mase întregi sau zone întregi de oameni. Și asta este ceea ce eu îmi doresc. Eu îmi doresc să fie o trezire spirituală, dar dacă cred în trezire spirituală, trebuie să cred în harul irezistibil. Adică cum îți explici tu că timp de 100 de ani să convertesc, să zicem, 2% din populație și deodată să convertesc 80%? Ce, ăia, generația următoare e mai puțin depravată decât toate generațiile de mai înainte? Nici vorba, este clar că este o intervenție supranaturală a harului lui Dumnezeu acolo. Necontrolată de om, da? Necontrolată de om. În al doilea rând, va impulsiona rugăciunile noastre. Cineva spune, dacă Dumnezeu a ales pe ăla, la ce să mă mai rog? Oricum o să pocăiască numai aia pe care o ales Dumnezeu, nu? Mai ai dreptate? Ai dreptate. Însă întrebarea este următoarea. Dacă Dumnezeu din ceruri, atotputernic, nu are puterea să intervină în viața copilului meu și să-l mântuiască, de ce să mă mai rog? Dacă nu are putere. Dacă Dumnezeu nu-i poate birui împietrirea. Dacă Dumnezeu nu-l poate opri din nebunia lui. Dacă Dumnezeu nu poate opri sau întoarce unii copii de pocăiți care poate acum sunt drogați, curvari, hoți și plecați, cine știe unde în lume? Și nu mai poți să ajungi la ei. Dacă Dumnezeu nu poate interveni în mod supranatural în viața lor și să scoată nebunia aia din capul lor, prostia din capul lor, împietrirea în care sunt, că au auzit de atâtea ori Evanghelia și au respins-o. Dacă Dumnezeu nu poate să facă lucrul ăsta, de ce te mai rogi? Toți oamenii care se pun pe rugăciune și se roagă pentru alții care au auzit deja Evanghelia și au respins-o, cred în harul irezistibil. Eu i-aș trage pe ăștia de mânică. Mă, omule, de ce te mai rogi pentru el? Că s-au păcătuit cu voi, a respins Evanghelia. Nu mai are nicio șansă după teologia ta. De ce te mai rogi după el? Dumnezeu i-a dat o șansă, i-a dat harul, el l-a respins. Asta este. De ce Dumnezeu să-i dea la fiul tu har mai mult decât să-i dea la alții? De ce te rogi pentru el? De ce insiști pentru el? El crede că Dumnezeu ar putea să facă ceva în plus ca să-l trezească cumva. Pe genunchi cam toți cred în harul irezistibil. Deci nu că am toți cred în harul irezistibil. Eu numai pentru că cred în harul irezistibil mă rog pentru unul sau altul. Asta mă împinge să continui să mă rog pentru un om care îl văd total împietrit. Eu nu zic că ăsta a făcut păcatul cu voi, asta nu mai are nicio șansă, ăsta o huli pe Duhul Sfânt. Dau imediat verdicte. Este interesant că oamenii care nu cred în această doctrină spun că noi dăm verdicte. Noi spunem, ăla e ales, ăla nu e ales, ăla e ales, ăla nu e ales. Eu n-am auzit niciun calvinist spun astăzi care să ducă, vă spun eu, frate, tu ai ochelari, ești ales. Tu n-ai ochelari. Mă mai gândesc la chestia. N-am auzit niciun calvinist care să facă așa. Este o prostie. E o caricaturizare prostească la propriu. N-am niciun fel de logică. Niciun fel de logică. Nu, doctrina harului irezistibil este un impuls extraordinar pentru rugăciune. Știu că Dumnezeu poate interveni. Un tânăr de 18-19 de ani. 18-19 ani, deodată își aruncă toate preocupările, pentru băutură, poate pentru femei, poate pentru bani, pentru nu mai știu ce. Deodată e preocupat de lucrurile duhovnicești. Cum, domnule? Ce l-a apucat? Nu că a mers mai mult la biserică? Nu că a venit nu știu ce guru spiritual care au explicat mai bine Evanghelia, nici vorbă. Și lucrarea harului irezistibil. Ce am vrut să spun este că eu care îs calvinist și cred în lucrarea asta harului irezistibil, mă uit la el și o râd de bajocora lui. Râd de bajocora lui, pentru că știu că îi vine și lui vremea cercetării și a pocăinței. Pentru că cred în lucrarea harului irezistibil, da? Asta mă impulsionează la rugăciune. Lucrul acesta ne va da curaj în evanghelizare. Când îl vezi pe unul ăsta împietrit, băi, nu mai am nicio speranță de asta. Cum să nu mai ai speranță? Tu nu crezi în harul irezistibil? A, nu cred. A, acum te înțeleg. Doamne, i-am spus de 2-3 ori, de 10 ori am spus până acum. Și? Care problemă? Mai spun eu o dată. Poate de data asta Dumnezeu lucrează prin Evanghelie. Poate de data asta Dumnezeu va însoți predicarea, mărturisirea Domnului Iisus Hristos cu puterea Lui, cu harul Lui irezistibil. În al patrulea rând,
păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Este singurul mod în care Dumnezeu este suveran în mântuire. Este singurul mod în care Dumnezeu este mântuitorul. Nu eu sunt mântuitorul. Dacă Dumnezeu face oferta, luați toți cine vreți de aici mântuirea. Și unul ia, unul nu ia, mântuirea este hotărâtă de cine? De om! Scor pe doi de om! Dar dacă mântuirea este altfel, noi toți suntem căzuți în groapa păcatului, niciunul nu vrem să ieșim de acolo, ni se întinde frânghia, nu vrem să o apucăm. Dacă mântuirea înseamnă că Iisus coboară după noi, ne ia în brațe și ne scoate de acolo, asta se cheamă har irezistibil. Asta înseamnă că El e suveran în mântuire, nu eu am apucat frânghia. Unii zic, mă, au dreptate calviniștii ăștia, noi nu suntem undeva și luăm mântuirea de pe tavă. Nu, noi suntem undeva într-o groapă, numai trebuie, atâta trebuie să faci, numai să apuci frânghia. Tu nu vrei să apuci frânghia, ești total de brava, nu vrei, îți place în păcat, îți place rob, asta e problema, că nu vrei. Și coboară Hristos acolo și te ia în brațe și te ridică și te scoate. Da? Această doctrină a harului irezistibil este singura doctrină care păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Care implicit păstrează slava doar pentru Dumnezeu în mântuire. Dacă El este suveran, dacă El face mântuirea, toată slava se duce Lui. După altă doctrină, cred eu acea arminiană sau pelagiană, în cer, da, sau la veșnicie, la judecată, unii în dreapta, alții în stânga, sau unii în cer, unii în iad, singura diferență care este între aceștia nu este că Iisus a murit doar pentru unii, nu este că doar unii au auzit Evanghelia, nu, singura diferență este că unii au hotărât și unii n-au hotărât. Și ar trebui să facă o cântare super, ultra-arminiană, în care să spună slavă Domnului Iisus Hristos, dar și nouă puțin că noi am hotărât și restul n-au hotărât. Fraierii s-au dus în iad, de ce? Că nu au decis! Noi am decis, noi am profitat de harul lui Dumnezeu și vouă va veni harul și nouă ne-a venit, noi, spre deosebire de voi, am profitat de asta. Asta, da, asta păstrează, această doctrină păstrează suveranitatea lui Dumnezeu mântuirii, păstrează implicit slava lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, doar la El se duce și mulțumirea, închinarea pentru mântuirea noastră. Implicațiile sunt maxime. Eu cred că calviniștii adevărați care cred în harul irezistibil ar trebui să aibă un izvor necurmat de laudă, de închinare și de mulțumire față de Dumnezeu. Că eu știu, sub nicio formă nu puteam să aleg eu. Eu sub nicio formă n-aș fi venit la Dumnezeu. Dacă eu stau așa în sinea mea și zic, o făcut Dumnezeu, dar totuși până la urmă eu m-am pocăit. Mi-aduc eu aminte cât m-am pocăit și cum m-am jelit înaintea Domnului. Cât regret am avut, cât am stat și m-am gândit, cât eu am... Dacă ăsta e sentimentul meu, am o problemă. Eu cred că am o problemă gravă. Dacă pe zi ce trece, pe an ce trece, convingerea mea că eu am fost la cârma destinului meu se mărește, convingerea mea se adâncește, că eu, șeful, ceva e problemă acolo. Gravă, gravă. A cincea implicație acestei doctrine este că ea arată necesitatea absolută a unei lucrări supranaturale în convertire. Câți din predicatul... Vezi, au fost 6 decizii în seara asta, 11 decizii, 13 oameni care s-au decis pentru Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu vorbește în termeni supranaturale a mântuirii. În seara aceasta am văzut 15 oameni atinși, cercetați de lucrarea Duhului Sfânt. 15 oameni care am văzut că au văzut frumusețea Domnului Iisus Hristos, au căzut înaintea Domnului la pământ și au strigat disperat pentru mântuire. Oamenii nu mai se așteaptă să vadă ceva supranatural. Ei se așteaptă să vadă o tranzacție religioasă. Când a fost ultima oară, când ați văzut la o evangelizare, un om care să experimenteze mântuirea cum scrie în 1 Corinteni 14? Un necredincios intră în adunare, tainele inimii lui sunt date pe față prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu, el cade cu fața la pământ și spune aici este Dumnezeu. Convins de păcat în mod profund. Conștientizează prezența lui Dumnezeu în adunare. Când a fost ultima oară când ați văzut o asemenea evanghelizare? Și pentru că nu vedem asta, domnule, nu merge lucrarea. Inventăm noi, domnule, niște metode. Vezi cum îi pocăim noi pe ăștia una, două. Fără niciun fel de problemă. Și un timp din Evanghelie, distorsionăm Evanghelia, schimbăm Evanghelia și cu trecerea timpului ne trezim că avem altă Evanghelie. Altă Evanghelie. Altă Evanghelie. Da, această doctrină arată necesitatea absolută a unei lucrări supranaturale în convertire. Da? Supranaturale. A șasea implicație, această doctrină are un impact enorm asupra membralității, catehezării și botezului. Mă întreba cineva, ai boteza pe cineva dacă nu ai siguranță că este născut din nou? Bă, dacă el spune că e născut din nou, dar nu vezi dovezile nașterii din nou. Răspunsul a fost nu.
Eu nu vreau să am pe conștiință pe cineva în mod conștient, să știu, am dubii clare că el nu-i născut din nou, că n-a fost atras irezistibil de harul lui Dumnezeu și totuși să-l botez. Dacă el e născut din nou cu adevărat și eu i-am în botez, n-am pierdut nimic. El e născut din nou, el nu pierde mântuirea, corect? Că spune, a, l-am pierdut, zice că păstorul cu tare nu a vrut să-l boteze și după aia s-a dus în lume. O dovedit că nu-i născut din nou. Exact asta a dovedit, nu? Nu că l-am pierdut eu. E vinovat păstorul că s-a pierdut ăla, nu e vinovat. El e vinovat, că el, dacă el era născut din nou, stătea acolo până era botezat. Dacă el considera că asta e important pentru el și dacă el era mântuit cu adevărat. Da? Un frate ne spunea la noi, la nouă, la facultate, eram pastoral de vreo 30 de ani, zice, în 30 de ani am botezat o grămadă de draci. Știți că Domnul Iisus zice despre Iuda că a fost un drac. Limbajul nu e prea dur. Se botează mulți draci, folosind preluând expresia asta, tocmai pentru că nu se crede în această lucrare irezistibilă a Duhului Sfânt. Oamenii nu vor să o vadă, nu o caută, nu se așteaptă să o vadă la lucru. Ei vor să vadă decizii. Ei nu se întreabă, a lucrat Duhul Sfânt în seara asta? Cum? Care sunt semnele lucrării Harului irezistibil? Care sunt semnele lucrării Duhului Sfânt? Le vedem în locul acesta sau nu? Asta ar trebui să fie întrebarea ultimă. Da? Și dacă vedem semnele Harului lui Dumnezeu, oamenii ăștia sunt candidați buni de botez, sunt candidați buni pentru membralitate. Păi ăștia-i catehizăm. De asta-i catehizăm, să vedem dacă este acolo lucrarea Harului irezistibil. Și în final, a șaptea implicație, această doctrină are un impact pentru toată viața noastră. Harul irezistibil nu este doar pentru momentul convertirii. Harul irezistibil este necesar pentru toată viața noastră. Doar un creștin sincer, care are un obicei prost sau un păcat de care nu se poate lăsa sau, nu știu, o situație în care face lucruri greșite în viața lui și încearcă să schimbe lucrurile și nu poate, doar credinciosul acela poate mărturisi, da, domnule, am nevoie și aici de harul irezistibil. Vi se întâmplă să faceți aceeași prostie de care vă rușine, de care vă pocăiți, să o repetați după ce v-ați pocăit în cel mai profund mod posibil? Imaginați de dumneavoastră, nu vi se întâmplă. Ai un obicei prost, ai un lucru rău pe care îl faci în relația cu soția, cu soțul, cu copiii, nu știu, un păcat în viața ta. Încerci să te lași de el, încerci să schimbi domeniul ăla și nu poți. De ce? Tu ești născut din nou deja. Tu ai lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Tu ești deja eliberat de Hristos. De ce nu poți? Harul irezistibil este necesar pentru tot restul vieții. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură. 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Auzi! Unii oameni zic, și chiar dacă ar fi adevărată doctrina asta a harului irezistibil și a alegerii, de ce tot vorbiți atâta despre ele? Știi de ce? Că Petru spune că dacă îmi întăresc alegerea și chemarea, nu voi aluneca niciodată. Ce credincios normal la cap vrea să alunice de pe cale sau pe cale? Ce credincios vrea să potignească? Niciunul nu vrea, dacă e născut din nou. Niciunul nu vrea. El spune, dacă îmi întăresc chemarea, dacă îmi întăresc alegerea mea, dacă fac lucrul acesta, zice, nu voi aluneca niciodată. Aduceți aminte, Filipeni 2 cu 12 și 13, un pasaj foarte bine cunoscut. Să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cum fac asta? Știți cum o fac? Prin harul irezistibil. Căci Dumnezeu este acela nu care îmi dă, ci care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința mea nu poate, nici după ce sunt mântuit, să ducă mântuirea. Nici după ce sunt mântuit, eu nu pot să-mi duc mântuirea. Și după ce am fost mântuit, eu nu pot să fac nimic despărțit de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt în viță, dar nu pot să fac nimic despărțit de El. Nimic, 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 nimic. Nici să voiesc, nici să doresc, nici să-mi făptuiesc. Cum pot totuși să-mi duc mântuirea? Prin lucrarea Harului irezistibil. El îmi dă voință, El îmi dă dorință, El îmi dă și înfăptuire. Procesul acesta este dus intern în inima mea la capăt prin lucrarea Harului irezistibil. Eu mă rog ca Harul irezistibil să lucreze în viața mea și după ce am fost mântuit. Eu nu vreau ca Dumnezeu să vină dimineața să mă întrebe, Andrei, ai vrea să-ți dau chef de rugăciune? Nu vreau asta, nu-mi doresc asta, că eu n-am chef de la mine de rugăciune, mă auziți? Și după ce ești născut din nou, nu am chef. Este lucrat în mine de Duhul Sfânt asta. Ai chef să faci una sau alta? Poate n-avem chef. Dar cheful, dorințele, voința, înfăptuirea este lucrată continuu de harul irezistibil al lui Dumnezeu în inimile noastre. Asta ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mă apropii de încheiere cu câteva pasaje din Biblie sau câteva dovezi, câteva texte care ne arată că există har irezistibil.
că Biblia vorbește despre harul irezistibil și cel mai des vom găsi această doctrină sub termenul prezentată cu termenul, sub termenul chemat. Chemat, chemați, da? Este chemarea eficace, chemarea lăuntrică a Duhului Sfânt. În primul rând, aș vrea să vă uitați că în Biblie cei credincioși sunt numiți cei chemați. Acum hai să gândim puțin. Dacă toți oamenii din lume sunt chemați, ar trebui să-i numim pe toți chemați, nu? Nu se numim numai pe credincioși. De ce să numesc pe credincioși cei chemați când și unii care sunt în iad acum au chemați? Și păi ar trebui să-i numim chemați. Dar Biblia folosește expresia chemați pentru cei credincioși în mod precis. Ceea ce înseamnă că această chemare a lor este una specială, nu e chemarea generală, este o chemare lăuntrică. O chemare lăuntrică, da? Uitați, 1 Corinteni 1 cu 2. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, deci o numește biserica lui Dumnezeu, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Cine sunt ăștia chemați? Și ăia care au fost chemați de Dumnezeu, dar au respins și sunt iad, acum nu. Păi nu-i numește chemați. Cine sunt cei chemați să fie sfinți? Auziți, care este biserica lui Dumnezeu, care sunt sfințiți în Hristos Iisus și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru și al, Domnul lor și al nostru. Așa sunt cei chemați, care sunt credincioși cu adevărat, da? 1 Corinteni 1 cu 23. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Cum este Hristos pentru iudei o pricină de potignire? Doar dacă o afla de el, nu? Este o pricină de potignire pentru ei, nu? N-ai cum să te potignești de Hristos decât dacă ai aflat de el, da? Cum este Hristos pentru neamuri o nebunie? Decât dacă au auzit de el, nu? Au auzit de Hristos neamurile și au zis o nebunie. Au auzit de Hristos evreii și au zis o nebunie. I-au zis. Dar pentru cei chemați este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cineva ar putea să zică, mă, Pavel, stai puțin. Tocmai mi-ai spus că iudeii au fost chemați și pentru ei este o pricină de potignire, Hristos. Tocmai mi-ai spus că neamurile sunt chemate și pentru ei este o nebunie, Hristos. Cum adică spui că pentru cei credincioși ea este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu și îi numești pe ei chemați, că toți sunt chemați? Nu, Pavel spune, nu chemați, doar cei credincioși. De ce? Că sunt chemați cu o chemare a harului irezistibil. Fratele păstor a predicat din Iuda și a arătat deja suficient de clar lucrul acesta, Iuda 1 cu 1, Iuda, roba lui Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, și auziți cum îi numește pe cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Întrebarea mea este, toți oamenii sunt păstrați pentru Iisus? Păi nu, dacă nu sunt toți al lui, cum să fie păstrați pentru Iisus? Dar zice că ăștia chemați sunt păstrați pentru Iisus, deci sunt chemați într-un mod special, într-un mod special. Al doilea argument, în Biblie veți găsi că cei chemați sunt numiți și cei aleși. În aceleași pasaje. Cel care e și chemat, e numit și ales. Ia auziți. 1 Corinteni 1 cu 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puteri, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales, deci cei chemați, zice, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Deci spune, voi cei chemați, și de trei ori spune, v-a ales, a ales, a ales. Cei chemați sunt cei aleși. Și toți oamenii aleși? Este o absurditate pe care nici măcar arminienii nu rostesc, că toți oamenii sunt aleși. Cei chemați sunt cei aleși. Da? Deci este o chemare specială a celor aleși. Apocalipsa 17 cu 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Pentru el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îl vor birui. Deci cei chemați, aleși și credincioși sunt o singură categorie de oameni. Nu se referă la chemarea generală de care au parte ceilalți oameni. Al treilea argument. Chemarea face parte din lanțul neîntrerupt al mântuirii. Este un pasaj la care ne-am mai uitat deja, Romani 8 cu 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. După planul său. Și pe versetul 30. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat. Pe cine a chemat Dumnezeu? Păi spune, nu, zic ei, chemarea se duce la toți oamenii. Nu, zice că i-a chemat pe ea pe care i-a hotărât, nu pe toți i-a chemat. Nu zic că o chema pe toți. Da, Evanghelia o predicăm la toți. Dar chemarea lăuntrică, mântuitoare, este doar a unora, a celor care sunt hotărâți. Pe aceea pe care a hotărât i-a chemat, nu pe alții i-a chemat, numai pe aia pe care o hotărât din veșnicie.
Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți. Îi socotește Dumnezeu neprihăniți pe toți cei care aud Evanghelia? Nu! Ci doar pe cei care sunt născuți din nou, care sunt transformați, care sunt chemați lăuntric, nu doar exterior. Pe ei o socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Da? Sau de exemplu 2 Tesaloniceni 2 cu 13, auziți, frumos zice. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Da, v-a ales mântuire, sfințirea Duhului, credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Super pasaj. Zice, ne-a ales pentru mântuire în veșnicie. Ne-a chemat, când ne-a chemat pe fiecare dintre noi, și zice, ca să căpătăm slava. Deci avem din veșnicie până în veșnicie, când vom intra în slava lui Dumnezeu, din veșnicie până în veșnicie este lucrarea lui Dumnezeu legată prin evenimentul chemării noastre la El. Prin evenimentul care El ne-a tras. Deci Dumnezeu din veșnicie ne-a ales, în veșnicie ne trimite, zice, ca să căpătăm slava și între, zice, că ne-a chemat. Între a existat această chemare lăuntrică, puternică, irezistibilă. 4. Alt argument. Chemarea irezistibilă sau harul irezistibil face parte din lucrarea desăvârșită a Sfintei Treimi. Iuda 1 cu 1. Arată foarte clar lucrul ăsta. Către cei chemați, asta e lucrarea Duhului Sfânt, sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Toată lucrarea Sfintei Treimi lucrează. Și vă aduceți aminte, argumentul acesta l-am folosit și la ispășirea limitată. Tatăl nu hotărăște pe unii, Fiul moare pentru alții, Duhul Sfânt cheamă pe alții. Tatăl are niște oameni pe care i-a ales, îi dă în dar Fiului, Fiul se duce cu ei pe pieptul lui la cruce de la Golgota, moare pentru ei, mijlocește pentru ei, se duce la ceruri și continuă să mijlocească pentru ei, este avocatul lor, pentru ei, doar pentru ei, iar Duhul Sfânt doar lor, le dă acest har irezistibil, le dă această chemare lăuntrică, puternică. Ultimul argument pentru seara aceasta. Chemarea aceasta irezistibilă este rezultatul morții Domnului Iisus Hristos și ea duce la slavă. Evrei 9 cu 15. Am mai citit pasajul acesta. Și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul dintâi, auziți, prin moartea Lui, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire. Cine să capete veșnica moștenire? Cei ce au fost chemați. Deci El a murit, zice că Domnul Iisus a murit ca cei chemați să capete veșnica moștenire. Să primească viața veșnică cine? Cei chemați. Dacă toți oamenii sunt chemați, înseamnă că Iisus a murit ca toți să capete viața veșnică sau toți să primească veșnica moștenire. Însă textul nu spune asta. Textul spune numai cei care au fost chemați vor căpăta viața veșnică moștenire care le-a fost promisă și asta este securizată de moartea lui Iisus. Iisus a murit ca noi să fim chemați irezistibil. Iisus când a murit zic ei, da domnule, dar Iisus a murit pentru toți, noi numai trebuie să acceptăm. Măi, Hristos a cumpărat și acceptarea, ca asta spune textul. A murit ca cei chemați să capete viața veșnică sau veșnica moștenire. Harul irezistibil este o doctrină important, am văzut, care are implicații enorme pentru viața bisericii, pentru viața personală, pentru sfințirea noastră, pentru mântuirea celor dragi ai noștri, pentru mântuirea celor pentru care ne rugăm sau le mărturisim Evanghelia. Harul irezistibil este o doctrină care se găsește în zeci, sute de pasaje în Sfânta Scriptură. Este o doctrină care trebuie să stea la temelia, cred eu, mărturisirii noastre de credință. Amin.